Există multe specimene pe YouTube, de la curve, țărar cu 4 clase și tot felul de reduși mital, însă tipul ăsta chiar le întrece pe toate, sau mai bine zis, puțoiul ăsta. Da, e același puradel de care s-au luat majoritatea YouTuberilor acum două veri. Eu l-a deuterizat pe măsă, însă acum a trecut la un nou nivel. Dar ce, numai el să abuzeze de Inception? Probabil că te pregătești să-mi tăstezi. Dar ce dracu ai cu el? E doar un pușcă, un vis. Da, visul lui e să aibă creier. Pur și simplu, n-are limite. Iar măsa mare se pune la mintea lui. Dacă nu era așa popular, nici nu bătea în cap. Probabil nici n-aș fi auzit de el. Însă, la cum crește în cifre, sigur vor ajunge și alți puradei să limite. Pur și simplu, un eșec al umanității, are mai mulți subscriberi pe YouTube decât alți YouTuberi care fac niște capodopere de clipuri. Dar ce să faci? Așa ceva ne reprezintă. Nu mă mai mir că de ce votează lumea cu PSD. Cum dracu să te dezbrace măta mare în Lidl? Ăsta e în stare să o futești pe măsa mare pentru o leacă de cifre în plus. Din cauza lui, Milka va da faliment în România. În loc să-ți bagi joc de dulciurile alea, mai bine le dădeai unui copil amărât. Sunt destui care nu-și permit. Râdem, glumim, dar dacă ăsta va avea carnet, eu nu mai ies cu mașina pe stradă. Un prost că ăsta te omoară fără să ai vreo vină. N-am nimic dacă ești alb, negru sau evreu. Da, pentru așa ceva să inventa rasismul. Efectiv, i-aș interzice multe drepturi. Partea bună e că încă îi putem băga mințile în cap. Mai e unul care are vreo 30 de ani și își bagă capul în WC. Însă încă e mic și poate reușește careva să-l potolească. Dacă toți youtuberii care s-au luat de el acum 2 ani l-au potolit, o pot face și acum. Vă place scandalul? Luați de aici. Aveți buton de report, aveți pe ce să-l raportați. Dacă se strâng destule și închid ăștia contul, poate se trezește la realitate.